Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre urechelnițe. Urechelnița este o insectă omnivoră care face parte din familia Forficulidae. Denumită și urechelnița europeană sau urechelnița comună, poartă denumirea științifică Forficula auricularia. Urechelnițele fac parte din ordinul Dermaptera, fiind întâlnite 1800 de specii grupate în 12 familii biologice. Chiar dacă din acest ordin fac parte multe specii, urechelnițele sunt doar 20 de specii. Dimensiunile lor sunt între 5 și 80 de milimetri. Caracteristic pentru urechelnițe sunt o pereche de cerci puternici la finalul abdomenului, curbați în formă de clește, deși există și unele specii cărora le lipsesc acești cerci. Numele ordinului este dat de către setul de aripi membranoase împăturite sub aripile principale chitinoase. Prima pereche de aripi pieloase sunt scurte, lăsând o parte din abdomen descoperită. Cele posterioare, mai mari, au o formă de evantai strânse sub cele anterioare prin două pliuri transversale, dar urechelnițele își folosesc foarte rar capacitatea de a zbura. Au corpul lung și turtit, dorso-ventral, antene lungi, filiforme și aparat bucal de tip masticator. Numele de urechelniță vine de la zvonul că se strecoară în urechea umană și sparge timpanul, ajungând la creier. Acest zvon este total fals. Au existat cazuri când aceste mici insecte au intrat doar accidental în ureche. În cazuri extreme, singurul rău pe care îl poate face omului este să-l ciupească în instinctul său de a se apăra. Chiar dacă ele par înspăimântătoare, datorită cleștilor de pe partea anterioară a abdomenului, urechelnițele sunt inofensive pentru oameni. De fapt, sunt insecte omnivore considerate dăunători ai grădinii, pentru că se hrănesc în principal cu frunze sănătoase. Daunele nu sunt atât de mari, deoarece se hrănesc în egală măsură și cu alți dăunători. Ele sunt nocturne, de obicei se ascund în locuri ferite și umede în timpul zilei, devenind active noaptea. Se hrănesc cu o varietate de insecte și plante. A fost descrisă prima dată științific în anul 1773. Pot fi întâlnite în cele două Americi, Europa, Asia și chiar Australia. În America de Nord a fost introdusă în secolul 20. Cleștii, în formă de forceps, le ajută să-și prindă prada sau să se protejeze de prădători. Masculii au cleștii curbați, iar la femele aceștia sunt drepți. În România există 5 specii de urechelnițe. Urechelnițele se împerechează toamna, iar în mijlocul iernii femela alungă masculul pentru a depune între 20 și 80 de ouă. Acest proces durează 2 zile, iar ouăle au aproximativ 1 mm înălțime și 0,8 mm lățime. Sunt albe și au formă ovală. Atunci când sunt aproape de eclozare, ouăle devin maro și iau forma unui bob de fasole. Ouăle vor ecloza în aproximativ 7 zile de la depunere. Urechelnițele vor evolua prin metamorfoze incomplete și se vor dezvolta de la ou la nimfă și adult între cele 4 până la 6 năpârliri. După ce au ieșit din ouă, urechelnițele se vor hrăni cu coaja oului, iar apoi cu pielea năpârlită și cu mâncare regurgitată de către mama acestora. Dacă mama moare, înainte ca nimfele să fie pregătite, există posibilitatea ca puii să o mănânce. Ca adult, ele se hrănesc cu păduchi de plante, muște, păianjeni, ouă de insecte, dar mai ales cu plante. Preferă căpșunile, varza, țelina, castraveții, perele, conopida, cartofii, fasolea, sfecla sau iarba. Consumă și piersici, mere, prune sau struguri. Multe specii de urechelnițe prezintă instincte materne, un lucru rar întâlnit la insecte. Pe măsură ce năpârlesc, se dezvoltă diferențele sexuale, în general în forma cercilor. De menționat că masculul urechelniței posedă două penisuri. Culoarea diferă în funcție de specie, de la maron deschis până la negru. Dușmanii lor cei mai de temut sunt păsările, dar și mamiferele insectivore, amfibieni, șopârle, centipede, păianjeni, lilieci sau viespi. Chiar dacă pot supraviețui în habitate reci, temperatura medie optimă pentru supraviețuire este de 24 de grade Celsius. Au o greutate între 2 și 8 grame. Trăiesc între 1 și 3 ani. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!